Nicio altă figură ocultă a istoriei nu a stârnit atâta interes și nu a înflăcărat imaginația oamenilor de-a lungul veacurilor, așa cum a făcut-o misteriosul conte de Saint-Germain. Întotdeauna îmbrăcat în negru, enigmatic, cuceritor, erudit și pe deasupra nemuritor. Să fie oare un personaj real sau doar o plăsmuire a unui șarlatan din secolul XVIII? Nimeni nu i-a aflat vreodată adevăratul nume și nici originile. Cu toate acestea, avea să fie cunoscut ca medic, muzician, spion, spadasin, lingvist, alchimist, bijutier, om de afaceri și apropiat al capetelor încoronate din Europa. Avea să apară în mai toate țările lumii, din Anglia și până în India, influențând decizii care vor schimba istoria. Ba mai mult, în cei peste 70 de ani de aventuri, misteriosul personaj părea să nu îmbătrânească cu nici măcar o zi. Datele istorice sunt neclare în ceea ce îl privește pe contele de Saint-Germain. Cel mai probabil a apărut în Franța în 1742, după ce, în prealabil, petrecuse mai mulți ani în Anglia, acolo unde fusese arestat sub acuzația de spionaj în favoarea familiei Stuart. Deși întemnițat, contele reușește să se facă remarcat de către Horace Walpole, ilustru parlamentar, scriitor și apropiat al lui Diderot. Acesta îl va caracteriza pe presupusul spion drept un om misterios și ciudat. Deși oferă autorităților foarte puține date despre propria persoană, suspectul este eliberat din lipsă de probe. Aproape imediat, acesta dispare fără urmă, fără a mai putea fi localizat timp de mai mulți ani. Apare însă în Franța, acolo unde în cel mai scurt timp cunoaște cele mai mari personalități ale vremii. Regele Ludovic al XVI-lea și amanta acestuia, Madame de Pompadour, Maria Antoaneta, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Giacomo Casanova, Anton Mesmer și alții. Este caracterizat destul de repede drept un personaj fascinant, cu o desăvârșită artă a dialogului și cunoștințe avansate în toate domeniile științei. Era aproape imposibil să nu remarci un bărbat care vorbea perfect cel puțin 12 limbi străine: franceza, spaniola, engleza, olandeza, rusa, portugheza, germana, latina, araba și chineza, ba chiar și limbi rare ca greaca veche sau sanscrita. Se spune că mai era și un muzician desăvârșit care își compunea propriile opere, pictor talentat și un neîntrecut bijutier, artă pe care pretindea că ar fi deprins-o în Persia. Și totuși, nimic nu îi va crește mai mult faima pe cât a făcut-o zvonul lansat în 1760 de către una dintre persoanele influente ale aristocrației franceze, venerabila Madame de Georgie. În timpul unei serate la care participa alături de pictorul Rameau, aceasta îl recunoaște pe contele de Saint-Germain, pe care se pare că îl întâlnise în Veneția în anul 1710. Deși trecuseră numai puțin de 50 de ani, enigmaticul ei interlocutor părea să nu se fi schimbat absolut deloc, rămânând același bărbat cu o constituție solidă și cu o vârstă de circa 40-45 de ani. Mânată de curiozitate, doamna de Georgie solicită câteva explicații, fiind mai mult decât convinsă că îl cunoscuse pe tatăl lui Saint-Germain. Răspunsul va fi însă unul șocant. Contele admite că el a fost cel pe care îl întâlnise în urmă cu jumătate de veac și că, în ciuda aparențelor, vârsta sa ar fi una cu mult mai înaintată. El își va întări spusele, amintind mai multe detalii ale acelei întâlniri. Legenda nemuritorului se naște aproape instantaneu și face înconjurul Franței cu o viteză incredibilă. Zvonurile despre misteriosul personaj, care pretindea că nu poate muri, se răspândesc cu viteza luminii și atrag atât admirația oamenilor, cât și criticile celor mai sceptici dintre ei. Chiar și celebrul aventurier Casanova, un fin cunoscător al oamenilor și al slăbiciunilor acestora, pare confuz atunci când trebuie să îl caracterizeze pe Saint-Germain.
Deși tinde să-l considere un impostor atins de aripa geniului, Casanova nu poate să nu remarce fascinanta personalitate a omului din fața sa, pe care l-asculta fără să respire. Aura mistică, aproape ocultă, care începuse să-l înconjoare pe Conte, este alimentată chiar de acesta, atunci când începe să ofere gratuit doamnelor din înalta societate mostre din ceea ce pretindea că ar fi o poțiune a tinereții veșnice, care să le conserve frumusețea. Mai mult, acesta declara într-un cerc de apropiați că poate crea aur din orice fel de metal și că poate topi diamantele, corectându-le orice imperfecțiune. În felul acesta, devine brusc un apropiat al regelui Ludovic al XVI-lea, care îl angajează ca spion și îi oferă o sumă imensă la vremea respectivă, 100.000 de franci, pentru a-și înființa un laborator propriu în care să își continue experimentele. Dar, cum orice medalie are și un revers, faima câștigată brusc avea să se regăsească în furia nobililor, care nu îl vedeau mai mult decât un aventurier periculos. Oficial, Saint-Germain a murit pe 27 februarie 1784, iar moartea a fost înregistrată în registrul Bisericii Sfântul Nicolae din Eckerfeld. Dar, desigur, a muri este egal cu o zi proastă atunci când ești numit Contele Nemuritor. El va continua să fie văzut de-a lungul secolului XIX și în secolul XX. În 1785 a fost văzut în Germania cu Anton Mesmer, faimosul hipnotizator. Unii susțin că Saint-Germain a fost cel care i-a dat lui Mesmer ideile de bază despre hipnotism și magnetism. Înregistrările oficiale ale masoneriei arată că l-au ales pe Saint-Germain ca reprezentant al lor pentru o convenție în 1785. După cucerirea Bastiliei în Revoluția franceză din 1789, Contesa d'Anemar a povestit că a avut o conversație lungă cu Contele de Saint-Germain. El i-ar fi spus despre viitorul imediat al Franței, de parcă știa ceea ce va urma. În 1821 ea a scris: "L-am văzut din nou pe Saint-Germain, de fiecare dată spre uimirea mea. L-am văzut când regina Antoinette a fost ucisă în 9 noiembrie 1799, în a doua zi după moartea ducelui de Enghien, în ianuarie 1815 și în ajunul uciderii ducelui de Berry. Ultima oară când l-a văzut a fost în 1820 și de fiecare dată părea a fi un om în jur de 45 de ani. Unii dintre cei care l-au cunoscut susțin însă că Saint-Germain era pur și simplu un excroc, care, în scopul de a devia anchetele cu privire la originile sale, inventa tot felul de fantezii, ceea ce l-a determinat pe Voltaire, filozoful din secolul XVIII, să-l numească ironic omul minune sau omul care nu moare niciodată și care știe totul. Cine era acest om misterios? Sunt poveștile despre nemurirea lui o simplă legendă? Sau este posibil ca el chiar să fi descoperit secretul vieții veșnice? Dacă este adevărat sau nu, doar istoria știe răspunsul.